Salutare, prieten, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi, dacă printre voi, cei care mă urmăriți, se află pasionați de electronică, de șurubăiara, de reparații, iată o sculă perfectă pentru voi, un soldering iron, luat de pe AliExpress la prețul de 19 dolari cu free shipping. Haideți să desfacem cutia, vedem conținutul, îl pornim și facem și un mic test. Aceasta este cutia, partea din față, din lateral. Ok, haideți să o desfacem, să vedem ce avem înăuntru. E gol. Bun. Aici avem un manual de utilizare. Uite că e și în engleză, avem și specificațiile lui. Acest LEDCON sau soldering iron, cum se zice în engleză, poate fi cumpărat în trei variante: de 60 de W, de 90 de W și de 110 W. Varianta pe care o avem noi aici este cea de 60 de W, pentru că ca să lipești două fire sau să refaci o lipitură la o piesă pe o placă electronică, nu-ți trebuie mai mult. Iată că aici avem și cum se setează și ce mai poți să faci cu el. Același lucru și în chineză. Hai să ne uităm un picuț așa pe el, pe instrucțiunile astea. Cum se poate seta temperatura? Poate fi setată în Celsius sau în Fahrenheit. Mai avem aici imaginea lui explodată și cum se cheamă fiecare părticică. De asemenea, aici în partea chinezească a instrucțiunilor, avem și tipurile de vârfuri pe care le putem utiliza cu acest soldering iron. Bun, haideți să dăm maculatura deoparte. În cutiuță am mai găsit în felul următor. Acesta este LEDCON-ul. Da? E vorba de cel de 60 de W, după cum se vede și aici scris. Pe lângă el mai avem un suport metalic care se face, uite așa, și se utilizează atunci când nu folosești LEDCON-ul și nu vrei să atingă masa să distrugi altceva. Suplimentar am cumpărat și 5 vârfuri de diferite feluri. Haideți să le scot afară. Deci avem un vârf de genul ăsta. Ce mai avem? Unul mai lat. Unul foarte subțirel pentru lipituri de precizie pe placă de bază. Aici un vârf ceva mai grosuț și unul la fel puțin în unghi, iar grosuț pentru, eu știu, cablajele mai late, unde necesită ceva mai multă suprafață de contact. Bun, haideți să revenim la jucărica noastră. Punem aici. Aici vine cu un căpăcel de protecție. Avem on-off și plus-minus pentru reglarea temperaturii. Ca să schimb vârful la așa ceva, se desferetează de aici. Se scoate cam așa afară. Și asta este vârful, da? Dacă ai nevoie de altul, îl pui frumos aici. Ăsta este elementul care se încălzește, da? Pui frumos aici. Pui chestia asta. Înfiletezi și strângi foarte bine, ca vârful să nu danseze aici și gata. Ți-ai făcut treaba. Haideți să-l mai desfacem și mai departe pentru a vedea interiorul lui. Ia să vedem ce mai avem aici. Ta-da! Aici avem partea electronică a lui. În caz că ți se arde această sondă, ea poate fi înlocuită, deși la cât de ieftin e, mai bine îl schimb cu totul.
Pentru că e inutil să-ți bați capul cu așa ceva. Hai să strângem bine. Hai să punem asta la loc. Și să-l punem puțin în priză să vedem cât de repede se încălzește și cât de bine lucrează. Cablul e destul de lung, cablul de alimentare este cred că cam de un metru, metru și ceva lungime. Suficient cât să-ți faci treaba cu el. Ia uite. Ai cam un metru, metru jumate, maxim. Haideți să-l punem în priză. Bun. El deja a pornit. De la ce temperatură este setat el? La 350, e perfect. Este temperatura de topire a fluderului. Hai scoatem puțin fluder să vedem. El deja zice că a ajuns la 350 de grade. Haideți să vedem dacă chiar așa e. Și da, așa este. După cum vedeți, se încălzește fantastic de repede. Dacă a durat câteva secunde, l-am închis. El va mai dura un pic până să se răcească. Oricum, ca idee. Atunci când îți schimbi vârful sau îl folosești pentru prima oară, e bine să pui fludor pe el pentru a preveni oxidarea. Ia să vedem din nou. Da, se încălzește fantastic de repede. Ia să vedem. Perfect. Perfect. Haideți să încercăm și o lipitură. Să vedem cum se mișcă. Luăm jucăriile astea de aici. Ia să vedem noi. Aș trebui să-mi cumpăr eu și un burete de sârmă, dar o să o fac asta ulterior, ca să pot să curăț vârful și să nu mai stau cu așa ceva. Hai să vedem cât de repede desfacem chestia asta. Perfect. Haideți să-i punem puțin fluder de-al nostru. Super. Super. Ia uite ce frumos s-a desprins de aici. Haideți să refacem puțin lipiturile aici, pe vârful ăsta, pe... Și... Perfect. A rămas tot timpul la temperatura 350 de grade. Haideți să vedem la cât ajunge maxim. Ce pot să mă duc cu el până în... Haideți, până cât ajunge 400. Trece de 400. Wow, până la 500 de grade. Îmi distrug vârful dacă las să ajungă până la temperatura aia. O să-l cobor. Că nu, e prea mult. Și minim la cât ajunge? La 80 de grade. Temperatura ideală de lucru este 350 de grade Celsius. Temperatura de lucru indicată de mai toată lumea este că se răcește destul de repejor. Am simțit când a decuplat elementul de încălzire. S-a făcut un pânc. Ca să intrăm în meniul acestui soldering iron, îl pornim. El pleacă automat pe temperatura de lucru, și anume cea de 350 de grade, pentru că așa e presetată. Lucrul ăsta se poate schimba de altfel.
dacă ne uităm puțin în instrucțiunile acestui aparat, meniul este în felul următor. Primul meniu este de stabilirea tipului de afișare a temperaturii, Celsius sau Fahrenheit, după care se selectează temperatura standard de utilizare, adică 350 sau mai mult, depinde. Mai există o funcție de sleep. Din păcate, acest model nu l-are, probabil la cele de 90 de W și cele de 110 W există. Apoi, temperatura de compensare. Asta se setează și cu ajutorul unui termometru digital dedicat măsurării temperaturii la nivelul vârfului. Adică e posibil ca noi să selectăm 350 de grade aici, dar când măsurăm temperatura aici să fie de fapt 330 sau mai mult, și atunci compensarea se face plus minus maxim 50 de grade. Îți dă voie să setezi din 10 în 10, din câte știu eu. Și mai are ultimul meniu, setarea unei parole pentru a nu putea fi utilizat de către oricine. Bun, haideți să ne jucăm puțin la el. Se ține mai mult apăsat pe tasta gri. Aici este primul meniu. Intrăm în el cu plus. Ia să vedem. După cum se vede. Deci, cu minus intrăm în submeniu. Selectăm Celsius sau Fahrenheit. Dacă am terminat, apăsăm iarăși pe gri. Următorul este temperatura de lucru și atunci noi o să folosim 350 cred că am pus 351 da, haideți să o setăm din nou 3 5 0 apoi temperatura de cu minus, după cum se vede, sau cu plus. Da? Plus 50 de grade. Sau mergem înapoi. Minus 50 de grade. Plus 50 de grade. Iarăși, haideți să mergem înapoi. Ieși mă de aici. Ți-ai mai mult apăsat. Minus 50 de grade. Da? O altă funcție este cea de aici, de setarea unui cod din trei cifre. Nu aș vrea să o setez pentru că nu-i cazul, la mine nu umblă nimeni cu jucărica asta în afară de mine, deci nu are sens să-mi bat capul cu așa ceva. Dar dacă vreți să fiți siguri, puteți să intrați acolo, setați o temperatură și după un anumit timp el se blochează. Când vrei să-l folosești, trebuie să introduci parola și apoi se încălzește la temperatura de lucru pe care ați setat-o voi aici. 350 este cea recomandată. Crește temperatura atunci când lucrezi pe pe un circuit electronic unde, știu, traseul de masă e mai mare și îți trebuie ceva mai multă putere ca să lucrezi acolo cu fluidorul. Nu uitați, lăsați un pic de fluidor pe el pentru a evita oxidarea. Așa cum am făcut și eu aici. Cam atât, dragilor, despre această jucărică. Eu sper că v-a fost util acest video. Dacă da, știți ce aveți de făcut? Dați un like, dați un share, subscribe. Dacă aveți ceva comentarii, folosiți rubrica de jos și până data viitoare, să aveți o zi perfectă. La revedere!